Într-o livadă s-au plantat 172 de pomi fructiferi, meri, peri și pruni. Dacă s-ar mai planta 3 pruni, atunci numărul merilor ar fi de 2 ori mai mare decât numărul perilor și cât jumătate din numărul prunilor. Câți pomi s-au plantat din fiecare? Adică, câți meri, câți peri și câți pruni. Să scriem și noi datele problemei. S-au plantat 172 de pomi fructiferi, adică meri, peri plus pruni. Să notăm și noi cu simboluri. Meri plus peri plus pruni. În total sunt 172 de pomi. Dacă s-ar mai planta 3 pruni, iată, dacă la numărul prunilor am mai adăugat 3 plus 3, atunci numărul merilor ar fi de 2 ori mai mare decât numărul perilor. Adică numărul merilor ar fi egal cu de 2 ori numărul perilor și de asemenea cât jumătate din numărul prunilor. Să facem referire la această situație în care am mai adăugat 3 pruni și atunci numărul merilor este jumătate din numărul prunilor. Adică numărul prunilor va fi dublu. 2 ori numărul merilor. Ce ne cere problema? Să aflăm câți pomi s-au plantat din fiecare fel. Câți meri, câți peri și câți? Observând cu atenție din nou datele problemei, ne dăm seama că numărul cel mai mic este numărul perilor, pentru că, iată, numărul merilor este dublul numărului de peri, iar numărul prunilor mărit cu 2 este dublul numărului de meri. Și atunci, prin metoda grafică prin care se rezolvă și această problemă, va trebui să reprezentăm printr-un segment oarecare, de o lungime oarecare, numărul perilor. Simbolul perilor, ușie. Iată, acesta este numărul perilor, un număr necunoscut. Știm că numărul merilor este de 2 ori mai mare decât numărul perilor. Și atunci, numărul merilor îl reprezentăm prin două segmente de aceeași lungime. Iar numărul prunilor, dacă îi adăugăm încă 3 pruni, va fi dublul numărului de meri. Și atunci vom reprezenta și noi numărul de pruni mărit cu 3, pentru că în felul acesta ne va fi mai ușor să comparăm mărimile și să egalăm părțile. Și atunci numărul prunilor mărit cu 3 va fi de 2 ori mai mare decât numărul merilor. Încercând să obținem părți egale, din fiecare jumătate vom obține câte 2 segmente egale cu cel prin care am reprezentat numărul perilor. Să arătăm aici faptul că numărului de pruni i-am mai adăugat 3 pentru a ajunge la această situație, la această reprezentare grafică. Iar totalul pomilor plantați în livadă este de 172. Însă noi am mai adăugat încă 3 pruni. Înseamnă că această sumă se mărește cu 3. 172 plus 3. Iată cei 3 pruni pe care i-am adăugat ca să ne fie mai ușor să calculăm. Observăm în desenul nostru numai părți egale. Fiecare din părticelele acestea reprezintă numărul perilor. Iată numărul perilor, apoi numărul merilor din 2 părți egale, iar numărul prunilor mărit cu 3 din 4 părți egale. Să aflăm și noi suma părților egale. 172, la care am adăugat cei 3 pruni, egal cu 175. Aceasta este suma părților egale. Dar câte părți egale reprezintă 175? Avem o parte de la peri, plus 2 părți de la meri, plus 4 părți de la pruni, plus 3. Egal cu 7 părți egale. Iată, cele 7 părți egale reprezintă 175. Cum aflăm o singură parte? Prin operația de împărțire. 175 împărțit la 7. 7 în 17, 2 ori, 14, 5. Și am aflat o singură parte, valoarea unui segment, adică numărul de peri. Sunt 25 de peri în livadă. Ne este ușor acum să calculăm numărul merilor. El este dublul, adică 2 ori 25 este egal cu 50 de meri.
Cum vom calcula numărul prunilor? Pe noi nu ne interesează numărul prunilor mărit cu 3, ci câți pruni sunt în livadă, în realitate. Și atunci, de 4 ori 25, din care trebuie să scad prunii pe care i-am adăugat, minus 3, egal cu 100 minus 3, egal 97 de pruni. Am cam rezolvat problema, să ne verificăm acum. Iată, dacă adăugăm perilor, merii și prunii, 97 și 1, 10, 15 plus 2, 17. Obținem tocmai 172, numărul total al pomilor cultivați în livadă. Înseamnă că am dat